ce am testat chinezul gălbejit, aca, zic colegul, cum îi zicea? Nu știu. Nu mai știu. Gălbiorul? Nu, mă, gălbiorul, mă. Infinis Solar. A. Astăzi testăm tot din gama invertoarelor chinezești un EPP Solar de 5500W. Noi îi spunem mașina de spălat. Seamănă cu o mașină de spălat. Vrem să vedem ce poate circuitele. Primul lucru care mă deranjează din start este foarte zgomotos. Deci este o uzină, deși are load-ul 0. După cum se vede aici. Deci este foarte zgomotos. Primul lucru care mă deranjează. După care încep lucrurile interesante. Alt lucru care mă deranjează, hai să facem un test. Deci, atenție, invertorul este la test. Facem un test de impedanță LN. 0.38, da, este pe rețea LN și LPE. Stați să-l trec eu pe no-trip. Se vede. Așa. Hai, bucăți, hai. 0.63 cu PE-ul. Ok. Faza cea mai tare este, cred că avem PE-ul foarte bun aici, de, dar nu știu de ce de așa. Și acum hai să-l testăm și pe baterie. Să-i tăiem rețeaua. Ok, este pe baterie. LPE. Ok. Deci e PE-ul 48V cu 100A. 3 ohm, atenție. Așa, LN. 2.78. Impedanță de impedanță. Bun. Asta iarăși nu-mi place, are impedanță foarte mare. Uitați, curentul pe zoomat, 83A. Și hai să-l mai vedeți o dată și pe cel cu PE-ul. Așa. Care mai... testează. A, testează. 77A. Ce protecții punem în casa clientului? După cum vedeți, este pe baterie, rețeaua nu este legată. Da, zero rețea. Are ieșire 50Hz, 6W, 26 acum. Da, este ce consumă. Noi mai avem conectat la el un osciloscop. Ce îmi place este că are sinusoida foarte frumoasă. Foarte frumoasă sinusoida, foarte ok. Deși este frecvență înaltă, invertorul, are sinusoida foarte ok. Asta e un lucru bun. L-am și testat un pic așa cu diverse aparate și se comportă destul de bine sinusoida. Hai să-i dăm și un... Hai să-i dăm la o aerotermă. După aia o să vă arăt ceva interesant. Acum e pe baterie. Arată un pic la sinusoidă. Deși scade un pic în amplitudine, sinusoida se menține. Cum a scade? Acum pe baterie. Hai să dăm pe rețea. Deci, el ține destul de bine sinusoida. Infinis Solar o deteriora un pic, mai ales când încărca bateria, o cam deteriora, dar domnul EPP Solar știe să ține sinusoida foarte serios. Surprinzător este că atunci când a trecut pe rețea, ați observat că s-a modificat sinusoida în rău. Dacă mă întrebați cum e. Da. Facem asta trecerea. S-a văzut... Acum e pe rețea și acum este pe baterie. Asta e pe baterie. Și asta e pe rețea. Imediat o să cupleze. Observați? Nu mai e la fel de semnicel, să zic așa. Da. Uite, o dau un apei pe baterie. Nu era nici pe rețea. Asta pentru că se injectează în rețea. Și multe invertoare, gen Huawei, mai deteriorează un pic sinusoida, dar e ok, nu e rău. Și acum o să facem un test. Acum asta am plăcut pe rețea. Acum o să facem un test cu o protecție B1. Să vedeți iarăși ceva interesant. Dă-i colegul pauză.
Haideți că încercăm să recreăm fenomenul. Sper să ne iasă. Cadru mai larg, colegul. Arată aici. Avem așa. B1. Da? Țin să menționez că am cumpărat alta aerotermă. Arată colegul aerotermă. 3 kW, deci ventilator, treapta întâia 1 kW jumate, treapta a doua 3 kW. Nu mai este exact cu aerotermă veche, dar încercăm să replicăm fenomenul. Și avem așa. Ventilator. Se vede colegul 02. Punește și tu display-ul. La punește lumina asta display-ul. Ție apăsa pe hold. Așa, vreți să vede? Da. Hai că mă dau cu partea asta. Și acum treapta întâia. Atenție, ventilator plus încălzire. Am trecut dintre a treia, din greșeală. Trebuie să mai dăm o dată. Dă-i a doua, dă-i a doua. Dă-i a doua, da. Am trecut pe a treia. Ați auzit? Hai să mai încercăm o dată. Cu celălalt durea vreo 10 secunde. Ăsta a făcut mai puțin. Să ajungem undeva până la 3 amperi. Vezi acolo? Hai, îi punem un curent maxim să vedem maxim cât face. Maxim. Ia. Cât avea? 2 amperi e maxim acum. Nu 2 amperi. A, era 2. Mai devreme era 3. S-a încălzit și termicul. Da, e posibil. Ia, acum stai pe rețea. Hai să încercăm pe baterie. Asta voiam să spun, țineți cum că suntem pe rețea în momentul ăsta. Hai să vedem pe baterie. I-am tăiat rețeaua, deci, gata? Din baterie. Gata. Stai. Hai să punem și un maxim de curent, să vedem ce face. Ca fapt divers, să știți că am pus pe B1 ăsta, am pus în jur de 1 amper consumator și a sărit instant. Deci n-a mai durat acea perioadă. Du-te un pic mai aproape să audă zgomotul. Mai aproape. Ești gata? Da. Ciudat. Atenție, este B1. B1 pus pe 1500W. Asta ca să vă dați seama și... Ia uși cum fac. Ca să vă dați seama, curentul este foarte mare. Da, ce să zic, ciudat. Cu aeroterma veche făcea mult mai rău de atât. Nu știm de ce. Nu ne-am lămurit încă de ce. Uite, s-a ajuns până la 4,2 amperi. Poate ne spuneți voi ce fenomen este ăsta și de ce se întâmplă chestia asta. Noi bănuim, v-am spus, intră într-o rezonanță cu circuitele electronice, cu ventilatorul, cu motorul și MCP-ul rezonează. O întrebare. Facem și un test cu un prelungitor? Facem și un test cu prelungitor. Hai să vedem. Vechiul prelungitor pe care poate să-l pună orice client. Da, bine. Le-am simulat fiind aproape de inverter. Asta spun. L-am simulat o instalație de 25-30 de metri. După cum ați văzut, deja are impedanță 3 ohm. În special pe baterie. Noi să vedem ce se întâmplă când mai adăugăm 20 de metri de circuit. Ești gata? Curentul maxim sau... Curentul maxim. Măsoare? Ok. Gata? Stai să resetez. Observați că a crescut deja curentul la care declanșează? Da. Înainte erau 2 amperi, acum sunt 3,2. 4 amperi. Da. 4 amperi.
Și dacă mai adaug un prelungitor... Da, mai am un prelungitor mai pe aici. Se crește mai mult timp pe data. Da. Dar mai am un mare. Mai e? Da. La Makita. Tare, și pe cum vedeți, 4,1 amperi. Foarte mult. Foarte, foarte mult. Hai să mai punem unul. Să... vedem cu adevărat ce că l-ai adus. Cât mai are și ăsta? 30 de metri, 20 de metri, cred că tot 20 de metri are. Simulăm o instalație normală. Deci după cum vedeți, uitați-l pe jos. Deci cred că 20 jos, 20 pe masă. Resetăm. Gata? Stai. Acum. 3,9 amperi. Problematic. Ar fi trebuit să sară instant. De altfel o să vă și arăt. O să vă arăt ce înseamnă să sare instant. Ce băgam la impresă? Ah, hai să aduc uite-l ăsta. E ca să vedeți ceva. Ia vezi colegul, cât are ăsta? Câți vați are? Asta are 2000 de wați. 2000 de wați. Pe treapta maximă. Și pe treapta întâia? 1000 teoretic. Ia. Da, nu specifică, teoretic are tot 1000. Și fiți atenți acum ce înseamnă să bag 1000 de wați în priză. Scoatem asta că nu avem nevoie. Fiți atenți, frun. O 1000 de wați. Uitați ce faci. Este pe prima treaptă. Ca să vedeți impedanța. Ca să vedeți ce înseamnă impedanța. Este prima treaptă, după cum vedeți. Acum a sărit. Abia acum. Deci ca să vedeți impedanța, 1000 de wați, câți amperi trebuie să fie colegul? Undeva la 5 amperi, aproximativ. Cam așa. Deși curba B n-ar trebui să declanșeze între 3 și 5 ori curentul nominal? Păi da. Deci este în partea de sus a puterii? Păi da, dar dacă nu mai ar trebui să declanșeze? Deja nu mai e bine. Și cum a putut să stea 10 secunde? Deja nu mai e bine. Deja trebuia să declanșeze... Hai să punem acum pe toate prelungitoarele. Ia să vedem. Stai că nu ai pornit... Nu mai mă las. S-a încins? S-a încins... Dă-i cu aerul condiționat. Dă-i cu aerul condiționat. Nu mai mă las. Mai stă să răcească. 4 amperi. Da? A fost constant 4 amperi. În jur de vreo... Deci nu mai vrea. Trebuie să răcească. În jur de vreo 920 de wați. Aproximativ. Da. Și atunci, de ce punem B1? Adică eu ce trebuie să înțeleg din treaba asta? Că la invertorul ăsta, dacă pun un B16, sare la cât? La... De 5 ori curentul nominal. La 200 de amperi sau ce? Așa pare. Păi atunci, la 2000 de wați punem 2 amperi, nu? Dacă stăm să o luăm așa. O mașină de spălat o punem pe 3 amperi, care 2500-2600 de wați, deci o punem pe 3 amperi. Ei, nu chiar. Păi, în momentul ăsta i-am dat condiția potrivită să declanșeze. Am înțeles, nu, dacă el nu declanșează instant, întrebarea este retorică, bineînțeles. Eu ce pun pe o mașină spălat de 2500 de wați? Un B10. 3 amperi? B3? Păi nu. Dacă la B... Nu, hai să luăm altfel. Dacă la B1 declanșează după 10 secunde, bine, face foarte urât din cauza invertorului. Eu la 2500 de wați ce să pun? Un B3? De ce pun B16? Bună întrebare, ca să țină. Asta e ideea.
Hai să vedem pe rețea acum. Instantane. Ați văzut ce înseamnă impedanța? Asta e instant pe rețea. Auzi? Hai să mai facem o dată testul, că era fix în... Deci, arată un pic, e pe rețea. Deci, e așa. După cum vedeți, este legată rețeaua, bateria se încarcă și asta e ieșirea. Da. Deci mai devreme am făcut pe bateria, acum facem pe rețea. Bun. Și uite să arăt că pornesc instant. Fii atent. Asta ar fi mai mult acum tot. Dar ce interesant e ce impedanță are. A sărit. Dar ai văzut că inițial pe rețea a sărit instant. Ia să vedem. 4,2 amperi maxim. Inițial pe rețea a sărit instant. N-am dat 1000 de bați. A sărit? Factorul de hazard. Da, cam asta e. Acum prelungitorul e băgat direct în inverter, inverterul e trecut prin rețea. Deci asta este tot. Da? 1000 de watt prima treaptă. Sare instant. Observați? Asta este ideea. Mai devreme era impedanța mare pentru că era acel prelungitor. Și atenție, era B1. Ca să vedeți că nu vă ajută. Și acum hai să mai trecem o dată pe baterie. Te-a spărut rețea. Hai să-i mai dăm o dată. Uite ce face pe baterie. Și ele direct. Uite ce face pe baterie. Atât. Din cauza impedanței. Fire încinse, contacte imperfecte. Vot erat demonstrandum. Atât. Hai pa!